Bine ați revenit! Acesta este ultimul episod din miniseria Viteza Luminii, dar nu este ultimul din seria 5 minute despre. Am arătat în episoadele precedente că postulatul lui Einstein, care spune că viteza luminii în vid este aceeași în toate sistemele de referință inerțiale, s-a dovedit experimental a fi corect și că el are consecințe ciudate legate de spațiu și de timp. Una dintre aceste consecințe este caracterul relativ al duratei unui fenomen, unui eveniment. Și am demonstrat intuitiv doar că durata unui eveniment este minimă dacă este măsurată în propriul sistem de referință, adică în sistemul de referință în care are loc evenimentul sau fenomenul respectiv. Nu este scopul acestei miniserii să dea și demonstrații matematice, așa că vă voi da fără demonstrație relația care leagă durata măsurată a unui fenomen în sistemul propriu, notată cu delta T, de durata, notată cu delta T prim, măsurată din exterior, adică dintr-un sistem de referință exterior, față de care sistemul propriu este în mișcare cu viteza V. Și se vede că, într-adevăr, delta T prim este întotdeauna mai mare decât delta T. Raportul 1 supra radical din 1 minus V pătrat supra C pătrat apare foarte des în teoria relativității restrânse, așa că a primit un nume, se numește factor Lorentz, pentru că Lorentz a ajuns la el înaintea lui Einstein, înainte ca Einstein să formuleze postulatele, și se mai numește și factor gamma după numele literei grecești cu care este notat de obicei. Factorul Lorentz este extrem de mic pentru viteze obișnuite și începe să aibă valori semnificative doar atunci când viteza devine comparabilă cu viteza luminii, când viteza se apropie de viteza luminii. Dar mai sunt și alte consecințe la fel de interesante. De pildă, să presupunem că măsurăm lungimea unei rigle și în propriul ei sistem de referință găsim că această lungime are valoarea L0. Ei bine, se poate arăta, pornind de la postulatele lui Einstein, că lungimea aceleiași rigle, măsurată din alt sistem de referință față de care rigla este în mișcare pe o direcție paralelă cu ea însăși, are o altă valoare, să o notăm cu L. Iar această valoare este dată de relația pe care o vedeți. Câteva observații. Prima este aceea că cele două lungimi diferă și L este întotdeauna mai mic decât L0. Deci lungimea riglei măsurată din sistemul de referință față de care rigla este în mișcare este mai mică decât lungimea ei măsurată în propriul sistem de referință, fenomen care se numește contracție relativistă. A doua observație este că pentru viteze mult mai mici decât viteza luminii, L și L0 sunt practic egale, diferența dintre ele este insesizabilă. Iar a treia observație este că dimensiunile obiectelor măsurate pe direcția de mișcare nu par să fie diferite, cum aud uneori spunându-se. Ele chiar sunt diferite. De aceea auziți de multe ori spunându-se că spațiul însuși se contractă pe direcția mișcării. O exprimare nu tocmai fericită, dar pe care o cam folosim toți cei care ne ocupăm de fizică. Am arătat în clipul Călătorie intergalactică, al 13-lea din seria Lumea nu este cum crezi, cum contracția relativistă ne permite, teoretic, să ajungem cu o navă cosmică la distanțe oricât de mari într-o viață de om. Acum să ne imaginăm din nou un vagon, dar care de data asta are la capete câte o oglindă și la mijloc un bec. Când aprindem becul, să presupunem că el trimite două raze de lumină, câte una spre fiecare oglindă. Deoarece au de parcurs aceeași distanță și cu aceeași viteză în sistemul propriu de referință, adică în sistemul de referință al vagonului, cele două raze ajung simultan, ajung deodată la cele două oglinzi. Dar dacă vedem fenomenul dintr-un sistem de referință exterior, față de care vagonul se mișcă, să spunem, spre dreapta cu viteza V, observăm că raza de lumină care se propagă spre dreapta trebuie să parcurgă o distanță mai mare ca să ajungă la oglindă decât raza de lumină care se propagă spre oglinda din stânga.
Și pentru că distanțele sunt diferite, dar viteza luminii este aceeași și în acest sistem de referință, atât spre dreapta cât și spre stânga, așa spune postulatul lui Einstein, înseamnă că cele două raze în acest sistem de referință nu vor ajunge deodată la cele două oglinzi. Și asta înseamnă că două evenimente care sunt simultane într-un sistem de referință nu sunt simultane în alt sistem de referință. Postulatele lui Einstein au deci ca efecte, printre altele, caracterul relativ al duratei, contracția relativistă, caracterul relativ al simultaneității, iar mecanica clasică este un caz particular al mecanicii relativiste, cazul în care vitezele cu care se mișcă sistemele de referință inerțiale unele față de altele sunt foarte mici în comparație cu viteza luminii. Mecanica cuantică ne arată că la emisia și absorpția luminii, aceasta se comportă ca fiind alcătuită din particule, particule pe care le numim fotoni. Fotonii nu au masă și particulele care n-au masă se pot deplasa cu viteza luminii. De fapt, se pot deplasa doar cu viteza luminii. În schimb, pentru particulele și corpurile care au masă, viteza luminii este o limită care nici măcar teoretic nu poate fi atinsă. Și în final vă propun să ne gândim cum arată lumea din punctul de vedere al unui foton. Mai fizic vorbind, din sistemul de referință al unui foton. Dacă în formula contracției relativiste îi dăm lui V valoarea C, adică viteza devine egală cu viteza luminii, atunci radicalul din formulă devine 0. Pentru că fotonul chiar se mișcă cu viteza luminii, pentru foton contracția relativistă pe direcția de mișcare este infinită. Chiar dacă pentru noi între locul din care a fost emis fotonul și locul în care este absorbit fotonul există o distanță de miliarde de ani lumină, pentru foton această distanță nu există. Din punctul de vedere al fotonului, rigla despre care vorbeam s-a turtit complet. Nu mai are lungime deloc. Deci pentru foton, noțiunea de viteză a luminii n-are sens, deoarece în sistemul lui de referință, el a fost în repaus, el nu s-a deplasat deloc din momentul în care a fost emis până în momentul în care a fost absorbit. Dar durata deplasării fotonului. Dacă fotonul nu se deplasează în sistemul lui de referință, atunci durata deplasării este pentru el zero. Pentru foton nu trece timp din momentul în care a fost emis până în momentul în care a fost absorbit. Nu există timp. Dar pentru noi, priviți formula duratei măsurată din sistemul de referință exterior. V-am dat această formulă acum câteva minute. Durata deplasării măsurată de foton, adică delta T, care se găsește la numărător, am spus că este 0. Dar pentru că viteza fotonului este egală cu viteza luminii, deci V este egal cu C, în această formulă și numitorul devine 0. Așa că avem cazul de nedeterminare 0 pe 0. Valoarea duratei măsurată de noi poate să fie oricât. Și așa și este. Pentru noi, durata propagării luminii din punctul în care a fost emisă până în punctul în care este absorbită poate să fie o milionime de secundă, 5 zile, 7 ani, un miliard de ani. De cine depinde asta? Depinde de distanța dintre punctul de emisie și punctul de absorpție măsurată în sistemul nostru de referință. Deci, spațiul și timpul există doar pentru corpurile care au masă, iar viteza luminii este pentru aceste corpuri aceeași în toate sistemele de referință inerțiale. Acestea sunt concluziile la care ne-au condus încercările de a măsura viteza luminii. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!